Ne aflăm în sediul Băncii Naționale. Este o onoare pentru mine să vorbesc cu domnul Adrian Vasilescu, consultant de strategie aici la Banca Națională. Bună ziua! Vă mulțumim că ne-ați primit aici. Mă bucur să vă văd. Bine ați venit! Sunteți unul dintre cei mai experimentați români în ceea ce privește politicile monetare, economice. Ați văzut foarte multe guverne, ați discutat cu foarte mulți oameni. Bănuiesc că ați putea să spuneți, dacă ați scrie, mă rog, câteva cărți despre România post-decembristă, ați putea da foc sistemului politic, dar trecând peste toate acestea... Nu sunt piroman. Ok. Alții ar da foc, în schimb, în urma lecturării cărților pe care le-ați putea scrie. Am scris câteva cărți și n-a luat nimeni foc. Da. N-ați spus ceea ce știați cu adevărat, poate. Despre asta vorbeam. Însă, trăim într-o perioadă destul de complicată. Mulți vorbesc despre o criză majoră a capitalismului. În România nu știm dacă e capitalism, nu știm cum se numește sistemul economic din România, dar se pare că dacă ar fi să dăm crezarea acestor specialiști, nici România nu va ieși din această, adică nu va fi scutită de această criză. Vine această criză în România? Suntem în anul centenarului, o perioadă de bilanț și putem să ne gândim și la viitor? Sau e vorba doar de speculații? Cât de mare va fi criza dacă va veni? Sau suntem în criză? Nici într-un caz. Nu suntem în criză și nici nu se profilează o criză la orizont. Știu că sunt visători în stele. Sunt visători, cititori în stele, care spun când va fi cursul peste o lună, când va fi cursul la anul și spun de 10-15 ani. Nu s-a adeverit niciodată. De asemenea... Că nu e ca la cutremur, când chiar nu poți să știi despre ce vorba. Aici, în mod normal, trebuie să existe o predictibilitate. Păi de ce să existe predictibilitate? Există predictibilitate dintr-un singur punct de vedere. Că piața valutară din România este o piață stabilă. Este un lucru care s-a verificat, e un adevăr, care s-a verificat și înainte de criză, și în timpul crizei, și în perioada post-criză. Eu cred că, privind la în ce etapă suntem noi acum, cred că e o nouă perioadă de tranziție între un ciclu care s-a încheiat sau care se încheie și un ciclu care încă n-a început, dar trebuie să înceapă. Tranziția asta pentru România duce către ce? Către un nou ciclu economic, pentru că am avut un ciclu economic care a început în 2000, a avut un vârf în 2007-2008, corect. Pe urmă a fost un declin pe o recesiune și a urmat o perioadă de tranziție. Un ciclu cam lung, mai mult de 10 ani. Dar a fost un ciclu totuși ca la carte, cu etapă de avânt, cu etapă de vârf, cu declin și acum cu o linie dreaptă, așa, către un nou ciclu economic. Când va începe, cum va fi, zorii lui se văd deja, sau poate că sunt aici lângă noi și încă nu i-am detectat foarte clar. Oricum, ceea ce se vede nu pare îmbucurător, la modul cel mai onest. Cel puțin pentru România, cu o piață a forței de muncă precară, foarte mulți români dinamici plecați în afara țării, cu foarte mulți antreprenori care se plâng că nu mai au cu cine munci și nu mai au cu cine face treabă, cu politici guvernamentale, cel puțin în ultima perioadă, stranii. Adică nu pare să vină un ciclu economic bun. Apropo de se plâng. O percepție, să zicem, simplistă, dar totuși cât se poate de logică. Din păcate, mulți oameni la noi se plâng. Multe cercuri economice, financiare, se plâng. Un istoric japonez spunea că atunci când totul merge ca la carte, când forțele din natură, forțele economice, forțele pieței îți sunt favorabile, este foarte simplu să faci economie. Meritul e al celor care fac economie în condițiile în care toate forțele astea sunt nefavorabile. Iar un alt istoric britanic de data asta
într-o carte de referință, spunea că numai popoarele care au știut să răspundă unor provocări, unor provocări puternice, au reușit în lumea asta. Și acel istoric la care mă refer a studiat cam toate civilizațiile care s-au perindat pe pământ din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Și din punctul dumneavoastră de vedere? Nu prea vrem să facem față provocărilor. Mi se pare că tot timpul e cutremur. Dar nu e niciun cutremur. Pentru românii care ascultă astfel de canale sau percep foarte pesimist viitorul, vă văd un pic mai bine, sunteți, lucrați la Banca Națională, e normal să dați un mesaj tonic. Nu e vorba numai de mesaj. Dar până la urmă suntem oameni și e normal să fim... Eu spun cum văd normal să auzim lucrurile și cum se văd aici la Banca Națională. Criza va fi mare, nu va fi criză? Încă o dată vă întreb la modul cel mai serios. Spuneți că e o tranziție. Deci nu o numiți criză. Păi cum să fie criză? Criza a fost. De exemplu, anul ăsta am avut o inflație, se spune că am avut cea mai mare inflație din țările membre UE. Da, dar în ce condiții? Că multe țări membre UE s-au bătut cu inflație, cu deflația. Când te bați pe continent să faci față cel mai periculos fenomen, mai periculos decât inflația, deflația, e normal că când ai un puseu inflaționist, să te trezești cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Credeți că banii fizici vor dispărea? Asta e mai încolo. Cum? Dacă tot facem paranteze. Cantitatea de bani fizici, în paranteza asta vă spun, că se reduce mereu. Dar, în același timp, ea se reduce în măsură în care apare altceva fizic, cardul. Păi da. Eu cred că așa se va întâmpla, adică din dorința de a controla foarte bine circulația banilor în natură, vor dispărea banii lichizi. Nu e ușor și nu cred că este ceva, poate, cred că nici pentru secolul ăsta. O fi în alt secol. Și așa așa pentru, de mult credeți că vor rezista banii lichizi? Și nu-i pentru România, în primul rând. Da, bine, nu este cu 50 de ani în urmă. România este independentă energetic, chiar și exportă energie electrică. La gaze avem rezerve destul de serioase. Chiar putem depăși unele țări care au, să spunem, rezerve foarte mari. Și cu toate astea, prețurile la energie electrică și la gaze cresc constant în România. Adică totul se reglează în România pe spinarea cetățenului. Ce puțin asta este percepția. Da. De ce numai așa se reglează lucrurile? Și nu mai zic prețurile, că avem și petrol. Prețurile cresc pe calcule de piață. Nu suntem singuri în lume. Da, dar islandezii au ajuns la rafinamentul de a-și permite că până la un anumit consum să dea utilizatorilor casnici energie gratis, electrică. De exemplu. Da. Noi nu ne permitem, pentru că toate prețurile se încadrează într-un sistem totuși. Ceea ce a fost în ordine sau n-a fost anormal, a fost că s-a făcut dintr-o dată toate mișcările pe toate tipurile de energie, pe energie electrică, pe energie termică, pe gaze naturale, la care s-a adăugat creșterea prețurilor la combustibil, pentru că a fost o creștere pe plan internațional. Și crescând prețurile? Eu nu comentez ce au făcut autoritățile respective, pentru că ele ar trebui. Nu sunt... Pentru că am văzut niște interviuri în care mi s-a părut că, de exemplu, Liviu Dragnea sau chiar și Viorica Dăncilă au încercat să dea vina pe Banca Națională. Adică, atunci când s-a pus problema creșterii inflației, mi s-a părut că forțele guvernamentale nu au avut nicio problemă. Lucrurile s-au lămurit. Forțele guvernamentale nu au avut probleme să dea vina. Nu e ușor de înțeles fenomenul inflaționist. Banca Națională, vă rog. Nu e ușor de înțeles fenomenul inflaționist. A fost un schimb de scrisori între Liviu Dragnea și Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. A scris Consiliului, Consiliul i-a scris înapoi și lucrurile s-au lămurit. La această oră e clar. Deci cine a fost de vină? Guvernul? Nici guvernul nu are legături cu autoritățile populație respective. Autoritățile respective sunt într-un fel autonome. Da.
autoritatea de reglementare a gazelor, de reglementare a energiei electrice, de reglementare a energiei termice, ca și Consiliul Concurenței. Sunt niște autorități care urmăresc piața și au niște parametri, nu fac chiar din capul lor. Problema este că, unu, mai trebuie să anunțe din vreme și, doi, când fac astfel de mutări, e bine să le și etapizeze, nu să le facă toate odată, probabil că nu comunică nici între ele. Această tendință dezinflaționistă se va menține din punctul dumneavoastră de vedere? Prognoza noastră pentru sfârșitul anului este de 3,5. Deci de la 4,3 cât a fost în octombrie, pentru că inflația când e comunicată într-un an petrecut. A venit în 12 noiembrie, comunicatul luni, acum, luni 12 noiembrie. A venit comunicatul și știm exact cum stau lucrurile până la 31 octombrie. Sperăm că în noiembrie continuă dezinflația și va continua și în decembrie, în așa fel încât să încheiem anul cu 3,5 și sperăm că și anul 2019 va fi un an de dezinflație. Bun, sunt specialiști care susțin că statul român e aproape în disoluție. Vorbeam cu Ilie Șervănescu, care îmi spunea că din punctul lui de vedere statul român nu prea mai există, nu mai are nicio autoritate. Principalele resurse naturale sunt în mâna companiilor străine. Așa, băncile, filialele băncilor străine fac ravagi în România, n-a spus asta, dar ne-a zis că fac profit de 3-4 ori mai mare la noi în țară decât în țările de proveniență și că, practic, din această perspectivă, anul 2019 ar putea fi începutul unei crize majore care va afecta foarte tare populația, mulți își vor pierde casele luate cu credit ipotecar. Și cam ăsta este tabloul, iar cealaltă parte a populației, partea de proprietari, va pierde pe diverse segmente, nu își va mai putea cumpăra, nu va mai putea plăti utilitățile și așa mai departe. Vi se pare un tablou, un scenariu de SF sau anumite componente se vor întâmpla? Colegul și prietenul meu, Ilie Șerbănescu, coleg de generație, coleg de presă, am fost colegi de presă și înainte de 89, suntem colegi de presă și după... A fost și ministru. A fost și ministru. Este ultra-pesimist. Sigur că sunt multe lucruri care nu merg în România. Nici privatizarea n-a mers bine. Pentru că, nu întâmplător, cred, foarte multe voci raționale de pe planetă, când în Europa de Est, după momentul de răscruce din 89, a început să se discute despre privatizare, au venit voci care spuneau cam așa, privatizarea faceți-o, dar faceți-o repede. Și la noi a fost, dar faceți-o praf. Nu, faceți-o repede. Da. Faceți-o repede până când nu apucă să se organizeze cei care au alte planuri decât, să zicem, interesul general. Sigur că e abstract, cumva, da. Această expresie abstractă, interesul general, dar totuși are un miez, că un interes general există. Că îl vedem, că nu îl vedem, că îl înțelegem, că nu îl înțelegem, dar există și trebuie să existe un interes general. Au existat prea multe interese private în procesul de privatizare. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nici n-a fost o experiență. Pe urmă, nici noi n-am înțeles, când zic noi, societatea românească, n-a înțeles foarte bine ce industrie avea în țara asta, cum a mers această industrie, ce a făcut această industrie, către ce mergea, multe decizii au fost luate anapoda. Au dispărut întreprinderi care poate n-ar fi trebuit, și zic poate, pentru că e greu acum de făcut. Ne puteți da exemple? Tractoarele. Bunoare, eu personal cred că întreprinderea de tractoare de la Brașov, ca să dau un exemplu, ar fi trebuit să rămână în picioare. Controlată de stat?
controlată de stat, privatizată, sigur că a existat nu doar tendința de a duce lucrurile către o anumită înțelegere, și anume că statul nu este capabil să își organizeze economia, ci trebuie să o cedeze forțelor private, pieței, forțelor pieței libere. Bine, la noi forțele private de multe ori au distrus aceste firme care funcționau înainte, le-au vândut pe bucăți. S-au întâmplat multe lucruri în neordine. Vă dau un exemplu. Multe întreprinderi au fost vândute salariaților. Salariații și-au vândut case, și-au vândut mașini, cei care au luat acțiuni mai multe, au cumpărat întreprinderi. Știți cum e sistemul bancar? Fac o paranteză ca să înțeleagă telespectatorii noștri. Legea spune așa. Vrea cineva să facă o bancă în România? Bun. Trebuie să îndeplinească niște condiții. Prima condiție, să aibă un capital social de 8 milioane de euro. Ca să faci o întreprindere oarecare, îți trebuie 200 de lei. Ca să faci o bancă, îți trebuie 8 milioane de euro. Și mulți alți bani dincolo de asta, pentru că trebuie să angajezi un personal specializat, trebuie să-ți faci sedii cu tezaure, cu clădiri securizate, cu tot felul de bani mulți. Și asta e prima condiție, să ai acești bani, și a doua condiție, ei să nu fie împrumutați. Pentru că dacă îi împrumuți, înseamnă că atunci când vei începe afacerea bancară, va trebui să scoți profitul și să plătești datoria, în loc să te ocupi de investiții. E bine, statul, până în momentul în care au fost vândute acele întreprinderi, n-a investit, iar din momentul în care au fost cumpărate, nici cei care le-au cumpărat n-au investit, pentru că ei trebuiau să-și plătească în primul rând datoriile, să-și recupereze casele amanetate sau vândute sau ce au mai făcut. Bine, au fost și cumpărători din afara țării care au vrut doar să închidă concurenții. Ceea ce știm cu toții, că s-a întâmplat în diverse oțelărie. Depinde cum faci contractul. Industria chimică. Depinde cum faci contractul, pentru că dacă nu faci, dacă întotdeauna un contract trebuie să fie bun. Contractul este legea părților. Ai făcut contractul, te-ai înțeles, această lege a părților este protejată de legile generale. Știți cum s-au făcut multe contracte, că știți și dumneavoastră. Avem vreo 40 ceva sau 50 de ministri penali de-a lungul timpului. Oamenii ăștia, pe diverse modalități de privatizare, au reușit să ducă țara unde de asta îndemnul a fost, vreți să faceți privatizare, făceți-o, dar repede, ca să n-aibă timp să se organizeze alte interesele porții de altă natură. Ok, revenind la foarte puțin la bănci, ceea ce spune domnul Ilie Șerbănescu este corect și dacă da, de ce? Adică de ce băncile străine, sucursalele băncilor străine, fac de 3-4 ori profit mai mare în România decât la el acolo? Vi-l amintiți pe premierul Tudose? Sigur că da, era foarte exotic. Ce zicea Tudose? Că băncile n-au profit sau și-au ascuns profitul. Profitul nu se poate ascunde. Cum să-l ascunzi? Că dacă ai toate actele în regulă, dacă contabilitatea este în regulă, n-ai cum să ascunzi profitul. Ce n-a înțeles Tudose? Și n-au înțeles nici consilierii lui, că a fost un număr de ani în care băncile au făcut profit, dar n-au luat niciun leu sau niciun dolar profit. Și dacă ele n-au luat, nu puteau nici să plătească impozit la stat din profit, dacă tu n-ai luat profit. Și eu țin pe biroul meu un tablou în care sunt ani în șir cu profitul, scrie aici profit operațional, adică profitul cât a câștigat banca din operațiuni. Și așa o coloană cu profitul operațional. Și lângă coloana asta vine o coloană cu provizioane, care se ridică peste profitul operațional. An de an s-au ridicat până în 2014. Abia din 2015 au început băncile să-și mai ia profit. Deci de ce nu luau profit? Pentru că
fost criza, foarte mulți debitori, oameni care... Am avut 7 milioane de debitori ai băncilor, 7 milioane de oameni care au luat credite. Mai mici, mai mari. Unii au luat case, da. Alții au luat câte două case, câte trei case și au făcut case de investiții, case de vacanță, case de locuit. Și criza le-a golit buzunarele și nu mai aveau cu ce să plătească. S-au dus până la 30%. Deci 30% din totalul debiturilor erau oameni care nu mai erau în stare să plătească. Și atunci, după legea europeană, acestor bănci li s-au stabilit, li s-au calculat provizioane. Adică provizioane, un fel de cămară în care nu puneai nimic, nu puneai bani, puneai numai calcule. Pentru că banii veneau din profit și calculul ăsta pe care îl făceai îți mânca profitul pe măsură ce îl făceai. Tu făceai profit, dar ți-l trecea în provizion. Nu se mai dădeau prime pe profit, nu se mai dădeau indemnizații pentru profit, nu se dădeau dividende acționarilor. N-au câștigat nimic. Cum au câștigat mai mult decât cei din alte țări? De asta spune domnul Șerbănescu. De 3-4 ori mai mult se face profit în România. Deci eu vă spun că n-au câștigat nimic, niciun leu. Pentru că este o diferență majoră între debit și credit. Niciun leu. Abia din 2014 au început unele bănci să facă profit mai multe. În sfârșit, acum în 2018 suntem aproape de o situație normală, dar nu e așa profit... Și că totul se reglementează pe spinarea românilor, ei plătim dobânzi mai mari decât cetățenii din alte țări. Noi plătim dobânzi mai mari decât alții. Dobânzi mai mari pentru că dobânda este întotdeauna reglementată în raport de inflație. Sunt două curbe care merg împreună, întotdeauna. Curba inflației și curba dobânzilor. În perioada în care a fost inflație negativă, dobânzile noastre erau mai mici decât în țările din jur, să spunem. Decât în Cehia, decât în Polonia, decât în Ungaria. Am avut dobânzi mai mici în perioada asta. Dobânzile se stabilesc în bancă în funcție de mai mulți factori. Un factor este costul resurselor. Cum faci rost de resurse? Nu aș intra în termeni foarte tehnici, dar... Resurse înseamnă ca să dai un credit, trebuie să ai o resursă. Adică un generator de bani care să-ți aducă ție în bancă și din banii aia să dai credite. Ori dacă resursele sunt scumpe, că pentru România sunt niște calcule care se fac când iei împrumut în România. Îți ia în considerație deficitul bugetar, când a fost, îți ia în considerație deficitul de cont curent, îți ia adică în considerație balanța comercială, de... multe lucruri. Precauție pentru eventuale probleme care ar apărea în sistemul politic și economic. Am înțeles lucrul ăsta. Ok, totul oricum se răstrânge pe spinarea românului și... Păi nu e pe spinarea Dar românului. Dar nu vorbesc de Banca Națională aici. Nu e pe spinarea românului, pentru că mai e ceva. În România, spre deosebire de multe alte țări, chiar dintre cele dezvoltate, unde băncile erau în situație de a fi prăbușite și au fost salvate cu bani publici, adică cu bani din bugete luați de la contribuabili. În America, în Marea Britanie, în Franța, în Germania, chiar și prin Cehia și în Ungaria s-au întâmplat. În România, niciun cetățean al României nu a cheltuit niciun leu, nici măcar un dolar sau un euro, sau orice fel de valută, orice fel de monedă, ca să susțină o bancă să nu se prăbușească. Atunci, cum îi explică Bine, Ilie Mai avem 5% bănci românești. Toate sunt românești. Sunt românești? Sunt românești, pentru că ele sunt înregistrate în România, au conduceri înregistrate în România, chiar dacă sunt străini prin DACPA și întreprinderi românești s-au adus conduceri străine. Dar profitul, bine, se externalizează. E o discuție interesantă. Conducerea străină, dacă vine, are un contract de management
și are un contract de cât primește. Salariu și bonusuri. Și ăsta e el, nu se duce în străinătate bani. Nu se duc în străinătate. Dobânzile. Iar au fost discuții nenumărate. N-aș vrea să stau să discutăm despre dobânzi foarte mult, că nici mă pricep. Nu e. Doar au fost discuții că dobânzile noastre se externalizează și că iau calea străinătății și că statul român nu prea are control în privința asta. Dar nu există așa ceva. Păi cum, dacă întreprindere românească, banca, este societate românească și Ministerul de Finanțe are mereu control. De ce Ministerul de Finanțe, când zicea premierul Tudose că băncile nu, de Ministerul de Finanțe tăcea? Oamenii era mai înțelegeau niște lucruri. Da? Păi, nu, ei știau, aveau bilanțurile acolo și știau că sunt provizioanele care mănâncă tot profitul băncii și că banca nu ia niciun leu profit. Ok, bun. Pornisem de la domnul Ilie Șerbănescu, care a făcut o analiză sumbră a statului român. Considerăm că statul nu prea mai există pentru că nu are pe ce să se bazeze. Ar fi, din punctul dânsului de vedere, ar fi trebuit să existe 30% bănci efectiv românești, nu create de instituții străine. Păi, să fie ca avut să existe, resurse ca să existe bancă efectiv noastră. Românească, că avem. Ce? Nu, în afară de avem banca feroviară, este banca efectiv românească. Banca Transilvania a fost și ea efectiv românească. A ajuns la concluzia că au nevoie de capital mai mult, au lărgit și au primit capital străin. Și iată, primind capital străin, a ajuns una dintre cele mai puternice bănci din țară. Dacă nu cea mai puternică. Poate nu e cea mai puternică, dar una dintre cele mai puternice. Puternice, da. Ca să faci o bancă românească, trebuie să găsești un întreprinzător sau un grup de întreprinzători care să-ți plătească 8 milioane capitalul social în loc de 200 de lei sau 90 de mii, da. 90 de mii, când român, faci... Fiind român și-ar dori să-ți iau 8 milioane. Noi avem aici la Banca Națională toate ușile deschise pentru capitalul străin. Am discutat în foarte multe conferințe aici la bancă, cu presă, cu... Dacă e bine să avem capital românesc, adică oameni care să facă bănci și să fie legați de țară. În perioadă de criză, în principiu, băncile astea românești ar putea să te ajute cumva. Dar asta nu se face cu forța. Nu poți să iei pe oameni cu arcanul și să-i aduci la Banca Națională să facă o cerere și să zic eu vin cu 8 milioane din banii mei, neîmprumutați, ne... Corect. Dar guvernul ar putea naționaliza, de exemplu. Păi ce motiv are guvernul? Nu bănci. Anumite companii străine care sunt mai degrabă distribuitori și care, de exemplu, bagă tot felul de taxe pe spinarea României, mă refer la energie electrică sau gaze, păi, și care fac niște jocuri cel puțin bizare în România. E tot greșeala statului că a permis astfel de fenomene, adică le dai samsarilor sau... Să nu-i numim samsari. Eu nu vreau să intru în analiza asta, că nu e terenul meu de mișcare. Eu doar fac o paranteză, știu că nu este terenul nostru, dar sunt niște fenomene care nu sunt ok, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Sunt economic. Lucruri pe în care... În Ungaria și în alte țări din jurul nostru, oficialitățile guvernamentale își propun să răscumpere anumite, să zicem, companii care acum fac jocuri nefirești pe piață, sau chiar să naționalizeze de-a dreptul. Da, dar să vedem un stat care este în stare să facă așa ceva, adică să facă așa ceva în sensul că să le naționalizeze și să le dezvolte. Asta e o chestiune de investiții, în primul rând. Dar nici să le concesionezi de aiurea ca la Roșia Montana sau la gazul din Marea Neagră. Asta cu concesiunea e o problemă mai spinoasă. Da, e o problemă care trebuie discutată cu atenție și merită o analiză substanțială, plecând de la un lucru foarte clar. Pentru resursele pe care le avem, e nevoie de tehnologii pe care nu le avem, ca să le scoatem. Altfel și aurul și gazele și petrolul rămân acolo unde sunt, în pungile lor seculare sau milenare, fără ca să le putem... Avem petrol și gaze în Marea Neagră, la mari adâncimi. E adevărat. Sunt 2-3 firme în toată lumea care pot să bine să fac asta. Dialogul cu ele probabil că e mai complicat și contractul pe care trebuie să-l faci cu aceste firme este și mai complicat.
Este adevărat, dar trebuie făcut gândindu-ne la viitorul statului român. Adică aici sunt tot felul de discuții și nu este problema noastră. Și cel care vine cu tehnologie a făcut niște investiții și se gândește la viitorul firmei în care a investit și trebuie să scoată investițiile. Și atunci se pune problema, cred că e nevoie de o foarte mare putere de negociere și de înțelegere a lucrurilor. O vedeți pe doamna Viorica Dăncilă negociind astfel de lucruri? Dar nu trebuie să facă primul ministru negocierile astea. Când vorbim de negocieri, aici e nevoie de echipe mixte de specialiști, câți avem în țară, că mulți au plecat. Da, o altă discuție importantă. Câți avem în țară echipe mixte de specialiști care să ia bob cu bob toate lucrurile astea, să pună pe masă, guvernul doar trebuie să aprobe, trebuie să analizeze, unele lucruri merg și în Parlament. Dar apropo de specialiștii care au părăsit țara, știm că România e pe locul 2 în lume la, să zicem, fenomenul acesta al emigrării. Probabil că e o poveste cu locul 2 sau locul 3 sau... E statistică. Statisticile, și probabil că suntem pe primul loc, statisticile ținând cont de faptul că sirienii pleacă de nevoie. Adică pleacă din cauza statisticile unui război. Statisticile nu sunt exacte. Nimeni nu are statistici în lumea asta exacte privind acești emigrația. Români care totuși reușesc într-un mediu echilibrat economic, mai pot fi atrași în țară, din punctul nostru de vedere? Că om care a spus atât de multe lucruri. Iată că a început o politică de atragerea lor, sau cel puțin de a nu-i mai împinge să plece. Se vorbește foarte mult despre creștere de salarii. Mulți se uită spre Banca Națională și spun, voi la Banca Națională nu sunteți de acord cu aceste creșteri de salarii. Este fals. Nimeni la Banca Națională nu s-a pronunțat în acest sens. Că n-am fi această instituție, n-ar fi de acord cu creșterile de salarii. Banca Națională spune altceva. Ceea ce spune cartea de fapt, că trebuie să existe o corelare între creșterile de salarii și creșterile de productivitate într-o țară. Că atunci când creșterile de salarii nu se întâlnesc cu creșterile de productivitate, undeva se produce un declic și amenda vine inevitabil. Și atunci ce spune Banca Națională? Că ar fi nevoie. Nu e treaba Băncii Naționale. Dar noi vedem aici mișcările de bani și vedem multe mișcări pe cifrele care circulă prin calculatoarele băncilor naționale și care fac baza de analiză la Banca Națională. Ce se vede? Că e foarte bine că s-au mărit salariile. Poate că încă mai trebuie ceva. Dar trebuie împinse lucrurile în același timp și spre productivitate. La noi se spune de multe ori că avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. E fals. Avem cea mai mare viteză de creștere și când zic cea mai mare viteză de creștere, aici se produc două lucruri interesante, sau s-au produs. În 2016, așa ne arătau nouă calcule, că suntem primii la viteza de creștere economică. Când a venit momentul premierei, s-au pus soclurile, piramidele acelea pe care se urcă premiații, pe locul întâi s-a urcat Malta, nu s-a urcat România. Malta, când a dat cifrele finale, creșterea lor, viteza lor de creștere era mai mare, în 2016. În 2017 am zis, acum, urcăm pe podium. Când a venit momentul să cânte tricolorul, s-a cântat imnul Irlandei. Acolo, pe podiumul, a urcat Irlanda. Asta e de acum o chestiune de orgoliu. Sigur că da. Și când să preluăm președinția Uniunii Europene, hop! E foarte important. A apărut Finlanda, care vrea și ea același lucru. Ei, cred că n-a apărut chiar așa și am avut o declarație a ambasadei Finlandei că nici vorbă de așa ceva. Ok, mai vedem. Se pare că un factor guvernamental de prin Irlanda a zis la o conferință, nu e o declarație oficială. E foarte bine că avem această creștere de viteză.
Dar cu ce ai ajutat asta pe românii care au plecat ca să se întoarcă, că despre ei Păi, o viteză de creștere economică contribuie la dezvoltarea țării. Și ei vor veni într-o țară dezvoltată. Ideea e legată de criza asta care ne zdruncină cumva sufletul așa și ne sperie. Vorbeați de o tranziție. Tranziția poate să duc, să fie o tranziție spre o zonă gri. Zonă... Nu, nu. Eu am spus clar. Concret așa. Păi o tranziție cu creștere economică mare, cu inflație totuși mică. Pentru că au intervenit pe... Aia n-a fost inflație. S-au scumpit niște mărfuri care scumpesc alte mărfuri la rândul lor. Adică energia electrică scumpește toate mărfurile. Combustibilul scumpește transporturile, mărfurile se cară cu trenuri, cu da, autobuze, cu automobile, cu schiuri. Este trist că suntem o țară cu independent energetic și totuși în România prețurile la energie electrică sară mai repede decât în alte țări care n-au capacitățile noastre. Avem gaze, cu toate astea românii, raportat la puterea lor de cumpărare, plătesc foarte mult. Bine, eu o să vă spun ceva acum, poate că o să vă șocheze. Că costul consumului efectiv în România este mai mic decât în cele mai multe țări din Uniunea Europeană, decât în cele mai multe, mai mic. Avem unele costuri mai mici decât în România, în Polonia, de pildă. Încă o țară în care România ar putea emigra. Dar costurile consumului efectiv sunt mici în România. Nu știu de ce statistica noastră facem tabele cu noi în Uniunea Europeană în funcție de PIB-ul pe locuitor. Dar mai este un PIB, un calcul al PIB-ului, PIB-ul pe locuitor la paritatea standard a puterii de cumpărare. Nu-l facem noi, calculul ăsta, că n-avem cum. Îl face Eurostatul. Pentru toată Uniunea Europeană, pe 28 de țări. Noi suntem în urmă când e pe locuitor. Dar la PIB-ul total, dacă pe 2017 PIB-ul general, PIB-ul este de 188 de miliarde, PIB-ul calculat la paritatea standard a puterii de cumpărare este 320 de miliarde. Ceea ce face să depășim nu știu câte țări. Depășim niște țări în sensul că mărfurile sunt mai ieftine la noi decât în acele țări. Și atunci se face un calcul în funcție de puterea de cumpărare. Și puterea de cumpărare, acum noi nu avem calcule încă la noile salarii. Că vom vedea cu cât a crescut puterea de cumpărare și la ce calcule ajungem. Dar aș spune că cei care vin cu ideea că e bine că au dispărut 4 milioane de oameni, au plecat, pentru că împărțim la mai puțin și iese un PIB mai mare, asta e falsă. Pentru că factorul demografic, ca plan, un mare strateg al vremii noastre, scrie o carte interesantă și dramatică, Răzbunarea geografiei. Se răzbune geografia la noi. Avem o suprafață mare, una dintre cele mai mari suprafețe pe țară din Uniunea Europeană. Și încă mulțime de terenuri arabe. Avem populație nelucrate. Mare, a șaptea țară din Uniunea Europeană după populație. O densitate foarte mică. Densitate foarte mică în România. Deci se răzbune geografia. Titlul Caplan ni se potrivește mânușă. Hai să ne uităm la țări cu capacitate demografică sau realitate demografică uriașă ca India și China. Și care în acest moment sunt în primele patru economii ale lumii. China, da. China e a doua economie a lumii. Și India, India e nu intre, nu e. Asta e predicția. Pe locul 5 e abia California. California, care de Statele Unite e prima, China a doua, dar California mai vine odată în top. Se spune că în 2020 India va urca pe 3. Se înscrie pe 5. India este o țară care are multe șanse, multe aturi, dar și
multe obstacole de trecut. Dar când va urca România pe locul 3? Am înțeles că numai resursele de metale rare de la Roșia Montana adună vreo 10.000 de miliarde de dolari, potrivit specialiștilor care au Să nu ne îmbătăm cu apă rece. 10.000 de miliarde de dolari au fost evaluate de o serie de specialiști. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu credeți în povestea asta. Și pe urmă, resursele nu se evaluează așa. Resursele se evaluează, în primul rând, ca stocurile din întreprindere. Dacă o întreprindere are stocuri și producția e mică și ieftină, degeaba are stocuri. Da, acolo specific. Vă vedem, viitorul este ciudat legat de resursele naturale ale României. Nu știm dacă suntem în stare să le exploatăm. Ar fi bine să avem un schimb, că asta e concluzia întâlnirii noastre, politici economice durabile, sustenabile, pentru că în acest fel românii se vor întoarce într-o țară dezvoltată sau cu tendințe clare de dezvoltare. Dar, apropo de criză, așa, cred că merită să subliniez acest lucru în final. Din 2007, din 1907, când a fost o mare criză venită pentru prima dată din America, o criză mondială, cu focarul în America. De atunci și până în prezent, nu mai există o altă forță a unui focar de a produce o criză mondială. Numai America are această putere în momentul de față, adică din 1907 și până acum, numai America s-a detașat ca o forță producătoare de criză mondială. Iar în acest moment America pare să meargă destul de bine, economia americană. Merge bine. De acolo nu se anunță o criză. Și din altă parte nu poate să vină deocamdată. Sigur, sunt mulți care spun următoarea criză va veni din China. Dar următoarea criză s-ar putea să fie până la sfârșitul secolului. Mulțumim foarte mult, domnule Vasilescu. Vă doresc sănătate. La fel. Sărbători fericite, că asta... Asta ne-a luat și nouă, domnul Șerbănescu. Să dea Dumnezeu. Și spune că mi-a spus că asta e singura veste bună, că vin sărbătorile. Dar dumneavoastră a fost mai optimist, ne-ați dat câțiva indicatori de care ar trebui să ținem cont cu toții, sfaturi bune și sperăm că autoritățile guvernamentale, cele de acum sau cele care vor veni, să țină cont de ceea ce a spus dumneavoastră. Numai bine, încă o dată.